Voltul va găzdui etapa regională a 4 sporturi din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar din acest an. Astfel, la învățământ primar, se vor disputa în județul nostru meciurile de rugby băieți și fete, dar și cele de mini-fotbal. La gimnaziu vom găzdui meciurile dintre echipele din regiunea Sud-Vest Oltenia, la oină și tenis de masă băieți și fete. Mâine, începând cu ora 18:30, slătinenii sunt invitați la teatru, la Centrul Cultural Eugen Ionescu. În cadrul festivalului de teatru Acasă la Eugen Ionescu, se joacă spectacolul Vindecătorul de Proști, de Nicolae Toni Dincă, în regia autorului și interpretarea actorilor Asociației Culturale Old Artis. Intrarea la spectacol se face pe bază de invitații, care se pot ridica de la casieria Centrului Cultural Eugen Ionescu, începând de astăzi. Spectacolele sunt oferite slătinenilor de administrația municipală. Sărbătorirea celor 479 de ani de la prima atestare documentară a Caracalului continuă în Orașul Minunilor. În cadrul zilelor municipiului Caracal, astăzi, la Muzeul Romanațiului, este organizat atelierul de ceramică de Vădastra cu Ionel Cococi, iar la Teatrul Național, Florin Chilian va susține concertul. Chiar dacă mâine Muzeul Romanațiului va găzdui o expoziție de ceramică. Cupa municipiului Caracal continuă astăzi și mâine cu meciurile de fotbal. Poliția locală Slatina a demarat o acțiune pe linia disciplinei în construcții, care are ca principal scop informarea cetățenilor cu privire la acoperișurile tip șarpantă, construite fără a deține autorizație de construire sau nu sunt respectate în totalitate prevederile autorizațiilor de construire. Trebuie amintit că șarpantele și balcoanele construite ilegal constituie una dintre cauzele pentru care Slatina a pierdut finanțarea pentru 103 blocuri, ce ar fi trebuit să fie anvelopate până la finele anului 2015 prin 9 proiecte cu fonduri europene. Mărfuri în valoare de peste 390 de milioane de euro a importat județul Olt în prima jumătate a acestui an, potrivit Direcției Regionale de Statistică. Principalele mărfuri importate au fost materialele plastice, cauciucul și articole din acestea, urmate de mașini, aparate și echipamente electrice și metale comune.